Alina! Bravo, Alina! Avem și scafandru, e tot ok. Și scafandru după tine. Ușor, te rog să nu alergi. Bine ai venit. Gata, liniștește-te. Hai, Didi! Bravo! Bravo, Alina! Ar fi fost foarte frumos să fi fost și fratii tu aici să sară cu tine. Da. Păi ia să vină, ia să-l vedem, hai, păi invitați-l. Stai, cred că este în altă parte. Vreau să te liniștești, ești între prieteni, neamărin, fost colegul. Nu prieteni, fii atent, suntem în familie. În familie. Pentru că noi muncim în aceeași casă de ani și ani de zile. Adică, de ani de zile. Locuiești cu Mihai Petre sau ce? Avem o școală de dans într-o încăpere imensă, unde noi facem jocuri naționale românești și ei fac genul lor de dans sportiv. Adică cumva sunteți asociați? Da. Suntem ca frații, pentru că așa am pornit cu ani mulți înainte. Eu cu Larisa și Mihai cu ea. Frumos, am înțeles. Ok. Deci, uite că eu am vrut să plec de la o glumă, că Nathan Ticu a fost cu Petre în... În Asia, ce am atins acolo ceva, ce nu e ok? Dulce răzbuna. Petre l-a jurizat la Dancing on Ice, cu Iulia la fel, adică există niște legături periculoase. Vrei să vezi reluare sau vrei să vorbești cu antrenorul? Hai să vorbim întâi cu antrenorul. Hai să vorbim cu antrenorul, ia. Felicitări pentru ținuta pe care o ai. Mi-aș fi dorit ca antrenor al tău să mergi un pic mai sus, dar înțeleg de ce nu ai vrut asta, pentru că ești o perfecționistă. Și atunci și eu, dacă aș veni la tine să mă înveți să dansez, aș alege niște pași siguri, să nu mă fac de râs, știi, și să dau într-adevăr la adevărata mea valoare, decât să-l calc pe partener pe picioare. Felicitări pentru curaj. Și ți-ai învins totuși teama, emoția, ai avut niște emoții pe care eu nu prea le-am mai văzut. Adică le-ai transmis la toată lumea în seara asta. Felicitări! Îți mulțumesc că ai avut răbdare cu mine! Bravo, Alina! Dragoș, cum ți s-a părut ca da, incredibil, cum așteptam. A fost exact ca la antrenament, sunt aici de 4 zile cu ea și a fost exact cum trebuie. Bravo, felicitări! Bravo, Alina! Hai să vedem ce zice juriu acolo, sunt curioasă. Hai să vedem săritura ta safe de la 3 metri. Ia fi atentă ce ai făcut. Wow! Wow! Ok. Wow! Pentru o tipă speriată de apă și de sărituri și de înălțime, eu nu zic nimic. Gata, uite, hai să începem. Neamărin, ia zi. Băi, se vede că e sora lui Mihai Petre. Uite, toți au zis acolo de perfecțiune. Ei așa sunt creați, să fie perfecționiști. Vorbesc serios. Am avut ocazia să lucrez cu Mihai în multe ocazii. L-am învățat, cred că, aproape toate zonele folclorice din România. Până nu iese lui perfect, nu vrea să apară nimeni să-l vadă. În momentul când i-a ieșit dansul perfect, atunci poate să vină toată lumea să vadă ce a putut să facă el. Așa e ea. Săritura ta, mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că ai avut curaj să-ți învingi frica și tu, cum ești așa de perfecționistă, cred că ți-ai fi dorit să fie foarte, foarte bine. N-a fost foarte, foarte bine, dar foarte bine a fost. O să vezi nota mea. Vă mulțumesc mult! Frumos. Mama, Alina, nu te știam. Ce, tu nu te știi cu Mihai? Nu, cu Alina nu mă știam, cu Mihai. E, ba, da, ne-am văzut la ziua lui Mihai, dar probabil da, că nu mai observa. Nu dansam prea mult, probabil, și de aia. Ce, veniți din obligație sau nu, de ce? Eu plac foarte tare pe Alina după ce am văzut-o la Ai Umor. Doamne, te iubesc de mor. Pentru că eu am niște meciuri, e mult spus. Am fost în competiție cu Mihai în Asia Express, sigur ai văzut. N-am putut să-l bat. După care a fost jurat la Dancing on Ice, nu m-a scos din 5,5. În fine. Scuză-mă puțin, apropo de Dancing on Ice, vreau să zic că Nathan Ticu fost motivația mea cea mai mare pentru Splash. A, ce tare! Adică. Și vreți să știți și de ce? Pentru că am zis așa, măi, dacă Nathan Ticu a reușit să patineze, Alina Petre nu reușește să sară. Bravo, bine, bravo, bine.
Bun. Deci, bine, Mihai e pe meserie. El era în juriu, pe dans, l-am înțeles. Cel mai mult mi-a plăcut de tine la... asta, cum îi zice? Vorbe, Nathan. Ai umor, bravo. Deci ai fost campioană mondială. Și tocmai pentru asta, nu știu cum ai sărit, că nu m-am uitat. Doar dar ce faci, am auzit, bă, Alina Petre, am auzit Alina Petre și am văzut ce s-a întâmplat la Ai Umor. Alina! Dar n-am început cu notele, Natanticule! Sunt în juriu, îmi permit. Da, Natanticul e imprevizibil în seara asta. Păi dacă ăsta, Natanticul, aș început cu notele, o să vreau, Clara, să ne spui câteva cuvinte și după aia să și dai o notă. Ai făcut o săritură safe pentru tine, pot spune, elegantă, frumoasă, te-ai relaxat puțin când ai intrat în apă, ochiul specialistului a văzut puțin acolo, în rest, în aer, ai fost foarte frumoasă, bravo! Mulțumesc foarte mult! Și o notă, Clara? Dai că are un 5. Ai 7? Bă, dar ce faceți? Aveți note fiecare acolo! 10, câte-i dat? De ce mă n-aveți note, Elena? Este 5. Bă, tu de ce umpli, mă, prin alea? Băi, Natanticule! Ia notele, mă! Ia notele! E 5. La următorul concurent nu mai vorbești decât când îți spun eu. Da. Gata. M-ai omorât în seara asta. Iulia. Îmi pare bine că ai venit la Splash. Și mie. Și îmi pare bine și că nu ai sărit bine. Pentru că asta le poate spune celor de acasă, că nu neapărat dacă ești foarte bun într-un sport, vei fi bun și în alte sporturi. Și asta este un lucru important, pentru că oricine are o șansă. Ești o fată foarte frumoasă, înțeleg că ai niște rezultate remarcabile în competiții de dans sportiv. Dansul sportiv nu înseamnă doar distracție și costume frumoase și toată ziua petreceri, ci înseamnă și foarte multă muncă. Înseamnă și un picior cu probleme, înseamnă dificultate de a merge, probleme cu spatele și alte lucruri. Și cred că este inspirațional faptul că ai venit aici. Îți mulțumesc tare. Vreau să-ți mulțumesc că ai fost alături de noi. Îți mulțumesc. Nota mea pentru tine este... Mulțumim, Iulia. 9,5. Neamărin, Mata, ai vorbit, așteptăm o notă. A, și ești mult mai simpatică decât Mihai Petre. Am uitat să zic. Aplauze, ce bună completare! Da, foarte bună completare. Da. Ai zis-o și o să audă. Și ce să se întâmple? Bine, ce s-ar întâmpla? Putea să vii la mine în emisiune împreună cu Mihai Petre. Să te văd atunci. Bring it. 8,5. Mulțumesc! Bun. Alina, ai 23 de puncte. Gata, mă, am văzut, gata. Alina, ai 23 de puncte. Felicitări. Sunt super mândră de mine. Sunt cel mai fericit om de pe planetă în momentul ăsta. Pentru că am făcut lucrul ăsta. Felicitări. Mulțumesc. Duci la canapea lângă colegii tăi, dă microfonul.